Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum de pe cel mai înalt pod din joc. După cum vedeți, este foarte frumos. Aici nu știu de ce nu pot să trec. Nu poți? Pe aici pot să trec, pe aici nu pot să... Pisica nu pot să trec! Iluminati confirm. Nu pot să trec pe acolo. Dar astăzi avem niște idei destul de interesante cu ce urmează să facem aici în GTA. Dar înainte să spunem, vrem să vă mulțumim foarte, foarte mult pentru ce ați făcut la episodul anterior. S-au strâns enorm de multe like-uri și ne bucură să vedem suportul ăsta din partea voastră. Cu siguranță vrem să continuăm seria cu episoade zilnice și cu ajutorul vostru eu cred că vom putea face acest lucru. Podul ăsta e destul de interesant pentru că dacă te urci aici, după asta o să poți să te... Poți să sniperești oamenii. Da. Și trece destul de multă lume pe aici. Uite, ceva de genul ăsta. Și sunt. Eu vreau să conduc barca aia mare. Barca aia mare? S.S. Bulker se numește. Ce faci, pisica? Sfidezi gravitația? Oh my god, ai grijă. Eu sunt curios, dacă vine poliția aici la noi, ce se va întâmpla? Vin cu elicopterul? Că nu, doar cu elicopterul poate să vină, că dacă vin cu mașinile jos... Mă, dacă văd unul că vine pe lateral aici în stânga cumva și urcă spre mine, cred că mor de râs. Cred, dar uite, hai să creștem puțin stelele. Hai. Bun, vine poliția aia. O să-i dau și un loc. Dau degeaba, că-i pe drum, merge. Oh, ce frumos, s-ar puci. Grenade launcher. Voi vă dați seama că niște oameni ne pun să urce pe un pod ăsta și să fac asta? Da, în realitate? Cum ar fi? Mă, frate. Am 3 steluțe. Și eu am 3. Ia să vedem. Ia, nu mai trage, să vedem ce se va întâmpla. Au venit elicopterele? Elicopterele, bun. Trageți în elicoptere. Ăștia trag bine cu elicopterele? Da, mă, băieți. Ce elicopter? Pe podul, pe cel mai mare pod din joc, ia să vedem. Nu ajung gloanțele la el. Uite, asta lipsește numai lens. Cam minigun. Minigun. Ce se duce ăla? Frate, cum pică? Mamă, da, văzut și eu. Lol, s-a lovit de pod. S-a lovit de pod și a rupt ăla. Dar trage în coadă, să vezi cum se învârte. Ia uite-o. Da, e amuzant. Și-a dispărut în PC-ul ăla. Îi vezi ăla săracul că mai e în viață. Și-l vezi cum stă și e destul de speriat săracul. Da, na, asta e. Rip. Rip. Flash. Săracu. Bă, da, nu te nimerește soatul, nu te nimerește nimeni de aici. Trebuie să zic, e cam cea mai bună zonă să te bați cu poliția aici pe pod. Ți-ai pierdut aici. Din spate. Aoleu, ăsta vine puțin spre noi. A crezut o clipă că vine spre tine. Ce-a crezut? Mamă, cât de clipi s-a văzut. Oricum nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și mai vreți episoade zilnice cu GTA Online și hai să ne aruncăm și noi de aici. Aveți parașută? Eu vreau să mă arunc în apă. Gata. Chiar am parașută. Eu o să plec de aici. Trage! La naiba am. Sară parașuta! Flash. Știam că mai e. Am atins cu buza din dreapta un pic pentru că trăgea poliția în parașută și schimba direcția. Știi? Ok, eu o să aterizez undeva pe aici. Și apropo de chestia asta, am aflat că update-ul nou se va lansa foarte curând. Vom avea mașini noi și vom avea ce mă parașuta mea. Noi vom avea curse cu mașinile speciale, de exemplu, faci cursă cu mașina cu parașută. Și vor fi secțiuni în care tu va trebui să sari cu mașina cu parașută, să-ți dai parașuta, să ajungi pe alte locații, știi? Asta ar fi interesant. Este foarte interesantă chestia asta, bă, da. Uite mașina acolo. E, prietene. Goes the weasel. E, prietene. Mamă. Gata, prietene. Dacă voi n-ați murit, ia să furăm noi mașina asta de poliție. Veni să coacem. Stai că eu am... Nu chem și eu acum mașină. Nu știu ce mașină să-mi chem. Nu am bribe-ul, ăla am 4000. Brioșa, hai să vedem brioșa. O la Lester, repede. I-am dat deja la Lester. Băi, știi ce vreau să... În primul rând... Auzi, mi-a dat mai mulți bani că s-a asociat tot de data asta, nu știu ce. Dar mai mult bani, ce? De obicei îți dă 5000, mi-a dat 10000 acum, nu știu ce. Adică ce s-a schimbat? Și good behavior? Poate? Da, și mie mi-a... Uite cum o rampă acolo, voi vedeți? Hai că trebuie să ajung la voi, băieți. Hai că am scăpat de poliție. Uite, rampa aia. Ia-o-te. Mamă! Am sărit pe pod! Ia-o-te. Talent. Frumos! Hai pisică, tu unde ești?
Aici, vezi, spre vod. E, pe drum. Vezi că eram pe aici, poate ajungi și tu pe vod. Noi suntem în zona aia, pe lângă garaj. Mă gândesc că având în vedere că noi data trecută nu am reușit să vindem mașinile. Opa. Vreți să încercăm să vindem acum? Da. Cât e fresh, să zic așa? Da, vreau. Și nu o să mai reușim să facem după aia. Deși nici nu știu dacă s-a dus cooldown-ul, sincer să fiu. Hai să verific. Cred că s-a dus. Te aștept afară. Eu sper să se fi dus. Trebuie să intrăm înăuntru, nu? Ca să pornești. Da, cum altfel. Ia să vedem, mergem aici, mergem la birou. Sper să reușim să vindem. Că, na, ar trebui să vindem din ele, adică avem o grămadă. Am umplut garajul ăsta de mașini și pe aia ți-e greu să le vinzi. Uite, acum eu nu cred că am cooldown, deci o să luăm... Ce să luăm? Hai să vedem care din ele. Tu vrei niște... Ce fel de mașini? Ce mașini vrei tu? Care ți se parțin mai grele? Ai grele? Vrei să le faci de pe alea condus. Mai grele? Da. Da, astea hipersporturile de obicei le faci ușor. Un Conquet? Conquet? Corvette, așa. Clasic. Muscle, care? Un Mamba. Tot, ăla e la șmecher, Mercedes-ele 300. Și mai ce? Un Z-Type Kingpin. Z-Type Kingpin e ăsta de aur. Nu e de aur, e... E crom cu altă culoare galbă. Un albastru chiar. La tine în poză? Eu o văd aici, expusă. Okay. Mi-a dat de clasă Mamba, remove tracker plate. Să le tunăm acum, că trebuie să le facem frumoase pentru cei care le vor cumpăra. Mamă, cum e crom? Mată cu crom. Asta vreau să fac pe asta. Adică la asta s-ar potrivi culorile astea. Hai să vedem. Mat. Oh. Și secundarii să fie crom. Am pus foarte mult crom pe ea, dar e ok. Mamă, ce culoare am făcut-o? Face, bodywork, bumper. Ia să vedem. La front bumper, așa. Ceva mai mult cu crom. Da, uite așa. Așa, rear bumper, mai mult crom. Ce frumos arată hood-ul ăla așa cromat. Frumos, frumos. Ce mai pus? Stai așa. Hormone. Asta ce mașină e sport clasic. Layout color. A spus că vreți cât mai grele. Am luat mașini cât mai grele. Da, mă, nu contează. Dacă le ducem acum. Tine un verde în plat. Roll cage înăuntru, da. Windows le facem cât mai negre și bă, eu-s gata. Mai trebuie să mai fac roțile. Roțile și eu mă gândesc ce. From rims, să vedem ce rims pot să bag. Muscle. Gata, sunt gata. Am făcut o gold cu chrome. Bă, ce roții bag. Ce mișto arată. Ce cred că o să fie roțile și tire star design, custom tire smoke. O să fie un verde. Green tire smoke, gata, perfect. Am să vezi cum arată a mea. Hai să plecăm la capotă drum să vedem. Capotă crom cu bot crom și o culoare vișinie. Cu și la mine e ceva de genul ăsta. Și eu am mașina. Uite-te în spate. Bă, lol! Okay. E? Cum arată? Că tu ai și partea de sus cromată. Eu la mine nu să fac ce. Arată interesant, nu? Da, să știi prim mișto. E? E pisica a pornit înainte. Pisica i-a dat alpă. Frână. Ce alunec, da. Da, vezi că se controlează. Grele, sunt grele. A mea e mai stabilă. Bine. Pisica e cea mai stabilă. Cam așa. Ușor greu de controlat, o simt că e puțin grea. Deci că ar trebui să le facem deliver într-o singură bucată, nu mai multe. N-am atins nimic, n-am zgriat-o. Încă. Nu l-am mai văzut pe ăla. Oh, dar sar în față, știi, oricum, stai niște. Deci am timp să trec și... Sunt și zone în care pur și simplu zici că nu o să facă la în stânga și pe aia, pac, în stânga trebuie. Da. Te agață. Sau la săriturile astea e periculos. La săriturile astea te aruncă iurea și sare unul în față și n-a pus să faci nimic. Shit, azi e peste ăla, te-am văzut. Peste ăla din fața mea, what the fuck. Oh my god, asta a fost destul de genial. N-am băgat ghost sau ceva, deci sper să nu vină vreunul cu vreo hidră. Suntem aproape, da. Uite-l pe ăsta că nu se mișcă, băga mie și picioarele în mașina lui. Asta s-a văd doi. Și a trecut pe mijloc. Bravo. Două mașini portocalii, unul după altul și erau la fel. Eroare de spawnare la mașini. Drift. Ce se zice asta mică? Îmi place, dar ce mașină e aia? Parcă aș vrea să-mi iau și eu un Firo. De clasă e Mamba. Mamba e? Da. Și faci max, mergi pe două.
roți, așa frumos. Măi, n-am zgâriat-o pe a mea deloc. Eu am pasta, dar n-am tunat-o așa. Arată diferit la mine. Bă, îmi place cum arată acum, cum ai tunat-o. E, am făcut-o cu fiță. Da, tot așa a fost și ideea mea, știi? Numai că ar fi fost mișto dacă mi-ar fi dat și mie asta, cum îi zice. Să pun și eu sus deasupra plafonul cu Chrome. Așa, 157.000, dar vă, cred că vă dă puțin. De-aia să crezi că mi-a dat 10.000, că te-am ajutat să vânzi vehiculul. Cred că din cauza, știi din ce cauza mie îmi dă mai mult oricum, pentru că mașină, eu trebuie mașină, să... Mașină, eu inițial. Eu am un fi destul de mare, nu mai știu cât dau eu. Eu dau vreo 200.000 ca să le tunez, am impresia, ca să-mi dea 400. Sau nu, dau mai puțin, dau vreo 100.000, am impresia. Vreo 50.000, nici nu știu, nu m-am uitat. Hai că am furat o mașină de la asta, vreți să veniți cu ea? Mi-am băgat bani în bancă. Te-a băgat bani în bancă? Nu, mi-am băgat singură. Singură? Nu vreau să-i pierd să-i. Că am furat o mașină de la cineva. Base bank, deposit. Dă-i talpă. Nu știu nici ce am făcut 85.000 de dolari, dar... Bă, alu! Eu îmi strâng banii pentru update, știi? Și eu. Da, trebuie să fie update foarte curând, deci zilele astea o să vedeți update-ul cu siguranță. Fiți cu ochii pe GTA, ratați episoadele de GTA pentru că o să fie genial update-ul ăla. N-a mai fost un update de ceva vreme. Da. De asta de-abia așteptăm update-ul să vină. Ia. Yeah. Interesant e casă, să zici. Numai aici la stradă. It's on the way. What the fuck? Mi-am comandat Mamba topless. Să vezi. Topless. O, e doamne. Topless. O, doamne. Pisica, what the fuck, pisica. Făcut intenționat. Pisica s-a aruncat în timp ce zburam. A, mea e decapotabilă. Da, e topless. Am înțeles. Faze cum oroște poliția. Și partea, plafonul ăla cromat chiar îmi plăcea. Adică chiar arăta super, super bine pe ea. Bă, hai să facem... Hai să ne gândim, vreți să facem un challenge? Da, am putea. Hai să vedem la VIP Work ce avem. Smash all enemy supply crates using the Phantom Wedge. Hai să facem ăsta, o să iau eu Phantom Wedge-ul. Unde stăți? Nu-i max. Hai să vedem unde ne-a dat misiunea. Nu știu unde e. Enter the Phantom Wedge, dar unde e? A, e aici, după roată. What? Da. A, mi-a apărut abia. În stânga jos, e aproape. Și voi să vă urcați undeva în spate, pentru că pe Phantom Wedge puteți să vă urcați și în spate. Să vezi ce mașință de jucărie am. Ce împărățenie pe stăzi. Mamă, ce frumos se vede soarele. Da, e momentul ăla de zi în care GTA arată mai bine. Pe 10%. Mamă, frate, ce mișto se vede. Aș vrea să las așa GTA-ul și să rămân așa. Bune, zic, că te ce șmechere. N-ar fi tocmai plăcut pentru ochii mei să-l las așa. Nu știu, mie îmi place. Bun, am luat nebunia asta cu care normal ar trebui să dai zăpada, poate. Dar nu o să pot. O să dai mașinile acum. Ce, mașinile astea erau un drum? Hai, pisică sus. Pune-te în spate acum. Stai. Până... Uite mașina. Femeie! Gata. Scuze. Ia uite pe pisica cum stă. Scuze, Mihai. Stai, bă. Wait for me. Gata. Papa! Sărac. Second supply is destroyed. Wow, ce mai era o mașină asta parcată pe stradă? Problemă. Parcare ilegală. Problemă. Avem ceva de mers. Să nu la Meriu, dar am impresia. Ca locație. Papa. Problema a fost că era copacul ăla. A venit copacul și mi-a apărut în față, ce să-i fac. Mă știu, a fost un interviu la televizor cu o fază asta cu un accident. Se zicea unul că i-a virat copacul în față sau nu mă știu, a sărit copacul în față, dar gen... I-a spus asta la știri, știi, și era foarte comis, trebuia să-i vezi expresia după față. Am râs cu lacrimi. Deci nu știu cum s-a ținut reporterul să nu râdă, știi? Stai seama, mergi pe stradă și se apare un copac în față. Mi-a sărit copacul în față și l-am pus să le evit. Ce să-i faci? Și asta e... Acum... A virat să nu vă cad în cap mașina pe care le dau. Da, brusc a virat podul, dar eu nu. Nu mai știu, poți să mergi pe stradă de nebun. Ce să faci, doamne? Opa. Au ce țipă ăștia în mașini. Îți dai seama.
Lol, ce să uit asta? Frate! Te-a prins. Deci chestia asta reușește să arunce camioane, te înțelegi că am trebuit. Da. Oh my god. S-au strâmbat alea, tu ai văzut? Da, alea se strâng, știi? Ca să te frâneze, în caz că faci accident și frânezi în alea, acționează ca un parc de frâne, știi? Se strâng. Eu ăsta s-ar fi stricat de 10 ori, era mașina. Dar chiar că mașina rampă se strica de mult. Mașina rampă era de mult stricată. Fa? Și mie nu plecați de pe loc și deja era stricată. Da. Lua. Aproape am ajuns, un kilometru. Elysian Island. Sua Elysian. Aoleu. Să mergem pe insulă. Insulă. Hai că să mergi cu ăsta pe insulă. No, așa se numește unde mergem, cred, lol. Doamne, sus! Da, opa, nu vrea să vireze. Ah. E destul să virez cu ăsta, dar... Avem 9 supplies, avem timp să le facem. Sper să avem. Cred că le avem pe toate aici. Da, gen... Paulo. Handbrake! Sau nu? Zi, grijă! Apo. Leacă, dă-te în spate, Max, dă-te în spate, că am dat C4 pe alea. Am distrus unul. Ok. Nu, e prea aproape, nu. Dă-i acum, dă-i boom, dă-i boom. No, tot nu s-a făcut. În față, adică. Trebuie să intri neapărat cu tirul în el, oare? Acum mai distrus. Asta ar fi puțin și nu mai arată. Aoleu, a dat C4 pe ăla. Am dat C4 pe ăla, da. Dă-i acum, dă-i. Gata, bubuit. Toate? Da, uite, vezi că mai e acolo o daie galbenă pe hartă. Aha, de pe acolo. S-a aruncat spatele pe... Dar în fața acolo mi-arată încă una, uite-o. Știu. Uite asta din dreapta. Cred că trebuie să intri în ele, măi. Da, mă, trebuie să intri în ele. Degeaba fac asta eu cu ăsta. Asta e din spatele tău, da. Cum ăsta? Da. Aia? Da, lor. Da. Și acum... Acum în oraș. Să mergem, mamă, avem ceva de mers. Dar să zic, nu știu dacă reușim să le facem pe toate, 3, dar... 36, nu, cred că apucăm, că ăsta e rapid. Am luat alt drum, dar... Ce nu se... Mamă, cum se vede în first person. Îți vine rău, cred că. A, nu e așa rău pentru mine, că stau lateral, știi? Fisica să te... să te... invers pe spate. Mă... Ia, mă, băieți. M-au zis că vă place să vă... să vă plimbați așa, pe pod. Doamne, ferește. Să vedem un zanifăr spără să-mi știi, gen, sar mașinile, mute în spate și văd așa cum, pe lateral, pe sus, pe jos. Pisica la fiecare accident are mații, zic, să-ți caracterul pe spate. Să fie o mașină atât puternică, încât să împingă tirul. N-are cum. Eee... Nu cred. Ești în GTA. Tot e posibil. Te-ai răzut tot. N-are cum așa. Ce te deși tu? Betonieră. Uite-te și tu, nu se oprește mașina asta noastră, nu se oprește, nimic nu o oprește. There are no brakes on the... On the? Nu se zice continuare. Off camera. Așa. Hai să vedem. Ia mă, băiete. 900 de metri. Sări, te-ai dus în apă, sau sunt în apă la... Săracul. Unii puie. Opa. S-a lovit de pancarda aia și a bubuit, ce caterică. Mamă. Poate să ne bubuie noi, să ne bubuie ăsta, știi? Da. Hai că mai avem 9 minute și... Păi da, dar cred că e 3 la fiecare, deci... Distrugem repede și mergem. Să nu te blochezi pe aici. Lumești cu mine! E cu spatele? Hai că-l deblochezi. Hai. Gata, mă, dă cu spatele și merge așa. Stai. Hai că poți. Se duce într-o parte. Știu. Fii atent, ține acceleratorul frână și trage de direcție într-o parte. Ca să patineze roțile în direcția opusă. Merge? Puțin, da, uite, vezi, nu vrea. Da mie că-l fac din controller, că pot să plec fără patinaj de rost pe spate. Dacă... Bă, frate, uite-te și tu cum s-a făcut ăsta. Hai, na. Da, hai, vezi dacă poți. Eu cred că poți. Bă, uite cum s-a pus. Eu trag în mine ăsta. Vezi dacă poți să o plasezi. Uite că la Mihai merge. Da, e Mihai din controller. Nu plec cu drapaș pe roți și de-aia. Hai, mergeți acolo.
Hai, condu-l tu, Mihai, de data asta. Hai, pisică sus. Hai, las că urc eu, după aia merge și distrugeți alea. Dă-i, dă-i în alea, dă-i în alea, dă-i în alea. Așa? Intră și celălalt. Ba, bă! Să-i dobor pe ăștia. Mai trebuie să mă întorc, știu, dar nu vreau să mă opresc să nu mor. Trebuie să-mi scot altceva, am scot o armă mai mare. Și și-l dai! Bun. Bravo. Bun. Hai. De bice. Gata, am fugit. Mamă, cum se vede din first person pe spate, ce n-amețesc. Holy shit. Deci că vezi bine de acolo? Da. 7 minute. 5 km, wow, 5 km, serios. Oh, 5 km? Ce? What? Ah, bine, la noi ar trebui să fie 3000. Nu e foarte departe, da? Cred că e la bunica. E mai sus de bunica, dacă am văzut eu bine. Cred. What the fuck? Așa departe l-a pus? Da. Avem, mă, cred că astea sunt ultimele. Da, sunt. Și gen, ajungem și ajungem acolo și gata, o să fie ultimele. Uite, vezi de ce e un avantaj să joci din controller? Uite, la faza asta eu nu am, n-aș putea să fac nimic din tastatură. Dar din controller... Poți să pleci mai ușor, să virezi mai bine, da. Ai niște avantaje de... De-aia l-a condus controller. Cam așa. La da, shooting, tastatură și mouse. Uite, de exemplu, tu joci de pe controller, dar trebuie să faci switch-ul ăla, să schimbi între controller și tastatură. A, da, îl țin aici în față și ușor. Opa! Ba. Adică bănuiesc că tu când tragi, te joci pe tastatură, nu? Da, tot shooting-ul, tastatură și mouse și... Doar condusul e de aici. Bine, dacă e să mă plimb așa cu omul pe stradă, poți și din controller fără probleme. Da, dar într-un fel n-ar fi corect pentru tine, dacă toată lumea joacă din tastatură și trage din tastatură și tu să fii cu controller. Da, că eu nu pot să nimerez la fel de bine în controller. Mai dificil, dacă ar fi toată lumea cu controller, atunci ar fi egal, știi? Cu controller am un auto-aim, fiind de tot. Dacă țin... Dacă faci click dreapta și faci zoom-in, face un lock-in ușor pe caracter, dar tot trebuie să nimerezi și e greu. Știi, din tastatură tu mă omor de trei până am făcut eu faza aia. Aia e diferența. Te-ai fi gândit că e un fel de aim hack sau ceva, dar nu e. Nu e. E un assist mic. Zic, eu pot să mă mut de aici? Pot. Era interesant să-ți dea voi. Da, mă, trebuie să pot. Știu că puteam, dar nu mai știu cum. Ce faci? Ba da, uite. Hop. Virează, așa. Din third person să vezi că putem să ne mutăm. Bă, mi-a furat locul pisic. E cald. Ce miroase de urât. Ce cald și miroase urât? Eu zic să nu mai stai dacă e cald și miroase urât. V-am plecat. Așa, da. Pardon? Da, mă grăbesc. Bă, e ok. E dificil de condus ăsta pe aici, dar ce nu virează, trebuie să furnezi, trebuie să... Tocmai de asta credeam că iau curpa aia perfect și de fapt ai văzut și tu, am intrat în construcția lor. Ok, mai departe? Grijă mare că pe aici, că e o apă, cred, nu? Pe aici, pe jos. Chiar trebuie să iau pe jos. Da. Sure. Îmi plac challenge-urile astea pentru că sunt pe sesiunea noastră, adică nu trebuie să stai în loading, ești în free roam. Și îți dă și bine. Sesiuni și îți dau și un ban și e mișto. Pregătiți-vă să trageți, că bunesc că da, ok. Da, normal. Dar trebuie să intri prin ei, ca prin brânză. Urmează, trebuie să mă poziționez pentru asta. Dacă să mă pun și eu pe lateral asta. Surpriză! I'm here! Opa! O, Doamne, încă una, mă dau și eu jos. Opa. Ai căzut? Nu, m-am dat jos, încă o cutie mai dă-i. Na, știu. M-am dat jos ca să pot să trag mai bine, nu știu. Distruge și cutia aia și i-am luat. Poți? Bravo, da, frumos. Da. Vreau să mă poziționez. A, bubu, stai în 26 secunde. Uie. Dacă tot bubuie, hai să lăsăm unde trebuie, lângă vehiculele lor. Uite, le punem aici frumos parcat. Gata. Am făcut share în cap. 15 secunde și bubu. Hai la artificii să ne uităm. Cam pe aici. O să vadă frumos. Gen, acolo. That way. 4, 3, 2, 1. Bum. Și... Bum.
era bubi duba, lol. A, ba da, la foc, la foc, o să bube. Hai să le furăm duba. Eu n-am murit, am explodat duba lângă mine și n-am murit. Ia să văd, poate-s nemuritor. Hai să văd dacă-s nemuritor, nu-s nemuritor. Sunt închise dubele, nu le putem fura, hai să le bubim atunci. Dubune? Da. Aaa, bă, stai așa, mă. Păi stai așa când ești. Mă, dar cum ai spart geamul și eu nu pot să intru în dubă? Da. Cum vine asta? Le rezolvă pisica, fugi. Păi tu nu mori, mă, că ești în organizație cu mine, mă, cum să te omor eu pe tine? Păi da, da, ce în buba... buba. Buba. Ai comis-o. Oh my god. Nu vezi că vine hashtag ăsta, oh my god. Hashtag buba. Buba de familie. No. Bă, da. Uite jucărie, Max. Frumoasă. Buba. Buba de familie. Mi-am plecat să-l... Parcă stau înghesuit aici în mașina ta. E mică rău mașina, nu? E mișto mașina, dar da, e cam cu să cred. Dar sună bine și... Ia stai, mă, ce mașină e aia, că am găsit o mașină pe aici. Ia stai să văd. Am dita mai cățeaua în mână. Ia să vedem. Stai 5-1 din Counter, ai nebunit? Nu dai seama. Mă, toată lumea care a jucat CS, gen, le-a ținut minte după numere, gen, special CS-16. Eu așa, eu și spune... el știam după număr. Mă, e, bine, nu știu dacă asta neapărat, dar MGSO, parcă îi zice, varianta ăsta, americană. Da. S-A-D-U-V-U. Dar toată lumea îl știe ca... Frate, mi-au 5-1, ai nebunit? Da, sau când îți luai Navy, era 3-1, știi, după aia l-a modificat, a făcut 3-2. Ții cățeaua sau ții seringa, era... Zeta, cum aici unii. Da. Frate, deci era super șmecher. Nu știam cum se cheamă armele, da? Deci știam după combinația aia și orice, la oricine ziceai, toată lumea știa că toată lumea juca cant. Era clară treaba. Și ce mi s-au deschis mie toate ușile? S-au deschis ușile? Dar... Cum? Asta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vă mai doriți episoade fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like, mai exact, sau și anume că vine acum update-ul, o să fie super, super tare. Deci, stați cu ochii pe GTA, nu știu exact când, dar din seară în seară s-ar putea să-l lanseze, așa că, da. Mm-hmm. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!